Bună ziua și bine v-am găsit, distinși prieteni ai Bibliotecii Municipale Lucian Blaga din Sebeș. Continuăm seria de meditații și de recomandări bibliografice, așa cum probabil că Mihai Octavian Groza v-a spus, și astăzi îmi doresc să vă vorbesc despre cel de-al treilea volum ce conține câteva caiete cu reflexii a unei personalități extraordinare, respectiv arhiepiscopul Justinian al Maramureșului. Acesta a fost o personalitate remarcabilă a spațiului eclezial. Orator de prim rang, păstor de suflete, ce s-a dedicat întru totul turmei sale, autor de carte și corespondență cu personalități de seamă precum poetul Ioan Alexandru, personaj de carte sau protagonist al unor frumoase interviuri, dumnealui a lăsat posterității o moștenire aparte și un chip cu o lumină de nesters în inimile celor care l-au cunoscut. În plus, a fost un om atent la suferințele altora și la propria transformare interioară. Acest fapt explică publicarea postumă a unor valoroase caiete de reflexii ce conțin note și însemnări cu privire la viața sa. Valoroase și îmbinând autobiografia spirituală cu jurnalul, cugetările vrednicul ierarh maramureșan deconspiră un om cu puternice trăiri și zvâcniri interioare și lasă să se întrevadă frământările unui om ce a urcat frumos pe culmile senectuții la zenitul unei vieți trăite în ogorul Domnului. Caietele cu numărul 134, 193 și 194, ce se regăsesc în volumul al treilea al seriei de reflexii și conțin note recente datând din anul 2016, vor face obiectul cercetării noastre. Ele se remarcă atât prin diversitatea stilistică și narrativă, care în ochii unui cercetător avizat al autobiograficului din spațiul teologic le-ar putea face similare cu cele ale unui autor important precum Dag Hammarskjöld, cât și prin bogăția și profunzimea mesajului transmis. Părintele Justinian trece uneori în revistă vizitele pe care le primește și vorbește despre impresiile pe care le lasă întâlnirea cu anumiți oaspeți. Alteori își exprimă îngrijorarea cu privire la situația lumii în care trăiește și la potențialul lui viitor sau se descrie pe sine și propria sa stare. Asemenea, Sfântului Siloan Atonitul, el plânge uneori pentru lume și înalță rugăciuni fierbinți pentru salvarea ei. Iată, de exemplu, ce notează dânsul la 10 martie 2016, cu puțin timp înainte de plecarea sa la Domnul. Citez: problemele îi copleșesc pe oameni și salvarea este reîntoarcerea la viața creștină adevărată. Îmi este milă, foarte milă de oamenii care sunt lipsiți de lumina lină a lui Iisus Hristos. Lacrimile de mamă sunt lacrimi sfinte. M-am gândit la lacrimile tuturor mamelor din lume și m-am rugat pentru ele. Smerenia străbate ca un adevărat laimotiv gândurile vrednicului ierarh. Uneori rugăciunea îi produce astfel de stări, alteori meditația amestecată în anumite contexte cu amintirile din tinerețe constituie nu doar un prilej de reiterare a anumitor stări sau un motiv de bilanț, ci și o ocazie de practicare acestei virtuți. Un astfel de exemplu poate fi considerat și textul ce datează din 12 martie 2016. Citez: în această dimineață mi-am îndreptat gândul către atotputernicul și bunul Dumnezeu și, umilit fierbinte, m-am rugat pentru mamele din lume, în fruntea tuturor fiind Maica Domnului. Iar alături de Maica Domnului fiind și mama mea Maria, din fața căreia în zorii zilei de 12 martie am plecat și am lăsat-o singură în casa părintească. M-a întrebat îndurerată: unde pleci, dragul mami? Iar eu am plecat, am intrat în lumea fără de întoarcere, am plecat și am intrat pe poarta unei mănăstiri fără să fiu pe deplin convins, dar am plecat ca să fiu slugă lui Iisus Hristos și de atunci până astăzi merg pe această cale slujind cu umilință și credință lui Dumnezeu și oamenilor, fraților mei. De 95 de ani, din care 75 am fost slugă nevrednică și netrebnică a stăpânului cerului și pământului care este Iisus Hristos, care din cel veșnic s-a născut și este fiul prea iubit al Tatălui nostru din ceruri. Gânditor și filozof, arhiepiscopul Justinian se exprimă uneori în formulări ce îmbină meditația filozofică cu eseul și conțin bogate referințe la spațiul etnografic în care a crescut și din care s-a nutrit autorul, iar alteori prin intermediul unor simple meditații în care virtuți teologice precum dragostea sunt definite în context euharistic eclezial, ca în nota din 21 iunie 2016. Citez: dragostea, cea mai sfântă zestre pe care am moștenit-o de la Iisus Hristos, toți cei care gustăm din trupul lui Hristos și ne împărtășim din sângele Domnului, care este același înrăsărit și înapus. Am încheiat citatul. Scris într-un mod clar și plăcut lecturii, bogate în meditații și constatări pragmatice cu privire la realitățile contemporane și prezentând un episcop care vede cu realism și uneori cu tristețe situația lumii în care trăiește, reflexiile părintelui Maramureșan se constituie în adevărate pagini de autobiografie spirituală, care se cer cu certitudine descoperite și devorate de către iubitorii de literatură spirituală valoroasă. Chipul necosmetizat al celui care a fost arhiepiscopul Justinian îl relevă drept o mare personalitate duhovnicească, a cărui viață mistică este cu certitudine un model pentru oamenii zilelor noastre, iar caietele sale cu însemnări sunt surse valoroase nu doar pentru reconstrucția biografiei sale, ci și pentru cea a profilului său mistic. Vă mulțumesc!
și vă dau întâlnire în săptămânile viitoare.